Că era mai în față. Era mai în față. Liviu, ce avem aici? Ce avem noi aici? Acest coteț. Deocamdată arată coteț, de aici nu se vede exact grandoarea clădirii. Păi avem fosta fabrică de bere a lui Dumitru Marinescu Bragadin, care a fost un mare industriaș din secolul XIX, un soi de Jeff Bezos al afacerii cu bere în România. A prins primul val al popularității berii în România. Și curând și-a impus monopolul pe tot ceea ce însemna consum de bere în București și în multe alte localități din România, pentru că el a avut o fabrică uriașă și la Constanța. Așa, și suntem în zona Antim-Rahova-Uran, adică ceea ce este cunoscut în popor ca Ceaușima. Este zona pe care a ras-o Ceaușescu ca să facă loc altui coteț uriaș, monstruos, nord-corean, numit Casa Poporului, care e dincolo de fosta vamă a Bucureștiului. Cred că o să... Acum. Da, o să vedem mai mult de sus, în cazul în care reușim să ne cățărăm pe undeva de sus. Dar hai să nu mai ardem gazul de pomană, vom intra în mormântul ăsta, iar pe voi vă lăsăm cu următorul scurt istoric. Sper să nu adormiți. Terenul pe care tronează ruinele fabricii de bere a aparținut cândva unei boieroaice pe nume Marghiolița Arionoae. Da, știm, sună nume de femeie țignită din nuvelele lui Slavici. Înainte ca hameiul să spumege în cazane, aici se întindeau aracii unei frumoase podgorii. Dar într-o zi, ieșit din războiul de independență al României cu buzunarele doldora de bani, un industriaș pe nume Dumitru Marinescu Bragadiru i-a fluturat câteva fișicuri pe la nas boieroaicei și aceasta a fost de acord să-și vândă pământul. O halcă uriașă de 70.000 de metri pătrați, situată chiar în inima financiară a Bucureștiului de secol XIX. Fostă mahala în veacul al XVII-lea, zona dealurilor Rahovei, unde se află acum fabrica, avea să devină două secole mai târziu un Wall Street al capitalei, grație vânzolelii comercianților cu destinația Istanbul, care dădeau cu subsemnatul pe la bursa mărfurilor situată în apropiere. Până să se lanseze în industria berii, Bragadiru își făcuse mâna în distileriile de rachiuri. Tot ce învăța în ucenicie, practica apoi în instalațiile Vai Steaua lor pe care și le încropise pentru a obține rachiu și spirit. Dumitru n-avea decât două clase primare, nimic anormal pentru acea epocă, dar asta nu-i știrbea cu nimic excepționalul său instinct de antreprenor. Și cum strângea el bani pe bani din vânzarea de tărie, a început să simtă în aer vântul schimbării. O licoare adusă de nemți devenise noua fiță printre bucureșteni, berea. Și uite așa, vizionarul Dumitru a început să călărească treptat acest val. În scurtă vreme, balansându-și câștigurile uriașe din vin ars cu o fabrică de bere lângă bursa mărfurilor, Nea Bragadiru rupea gura târgului, spulberând concurența pe acest segment de matoleală, adică pe cea a fabricii de bere Griviță a lui Erhard Luther, cu văduva căruia avea să se căsătorească mai târziu și din interes după moartea primei soții. La 1901, febra berii cuprinsese deja România, iar fabrica Bragadiru își mărea producția la peste 3 milioane de litri. Cu alte cuvinte, vivat ciroza. Bun, veacurile s-au evaporat ca spuma de bere, iar acum moștenirea de patrimoniu lăsată de industriași a ajuns să semene cu un ficat distrus de alcool. Băi, sper că n-am călcat într-un căcat de la început.
auzit un zgomot sus. Ca un scârțit. Poate să fie ori vântul, poate să fie și de la o casă, de la ceva. Mie mi s-a părut mai mult un zgomot făcut de încălțăminte. Da, dar știi care trebuie, că ai căutat, ai căutat de beton. E pădat de beton acolo, știi? Nu este nu e de șip, șip. Am stat câteva minute bune cuprinși de paranoia. Urmează acum să coborăm în subsol, unde e atmosfera mai sinistră. Sunt puțin paranoici, pentru că am auzit o soie de zgomote de aici. Așa, și nu zicem pentru atmosferă, ci chiar s-au auzit niște zgomote și nu este să nu fie boschetat pe aici, mai ales că asta e o zonă destul de răufamată. Vom fi cât se poate de silențios și jos, că nu știm ce găsim. În unele clipuri am văzut că au găsit și măsuțe de călcat, adică... Erau improvizate pe post de mese. Improvizate pe post de mese, era o micuță comunitate aici, oamenii străzi, habar n-au. Când a fost data trecută, ca să facem o micuță cercetare, să vedem locul cum arată, dacă poate fi explorat, nu era nimeni, am avut noroc, dar nu știm acum ce este. Oricum, noi suntem în situația asta de descoperim și noi apa caldă, vor spune mulți, pentru că ăsta e unul dintre locurile celebre de urbex din București. Și zice, iau temă și pe ăștia, sunt exact ca niște moși de aia care au reumatism și descoperă că există techirghiol, cam așa ceva este clădirea asta. Asta e un ecosistem într-o continuă schimbare și înseamnă că dacă luna asta găsești nu știu ce aici, peste două luni nu mai, două, trei luni e posibil să nu mai găsești același lucru. El este un mediu într-o continuă schimbare și de asta nu știi niciodată ce îți rezervă lucrul ăsta. Așa că acum vom merge la subsol. Decedată la un moment dat. Subsolul arată ca după potop, sau ca după o petrecere cu multe heroină dată de Elton John. Gunoiul s-a depus în straturi geologice. Poți citi epocile care s-au perindat pe aici. Epoca muncitorilor, epoca aurolacilor. În unele încăperi, duhoare de urină îți mută nasul, dar în rest subsolul este destul de aerisit. Măștile le purtăm din altă cauză. Anumite coridoare sunt îmbâxite de mucegai. Spre ieșirea din cavernă, mocirla începe să-ți plescăie sub tălpi. Infiltrațiile din zidărie mimează un început de mlaștină. Să nu vă mire dacă în anii următori aici se vor înălța lanuri de stuf, căci pe mama natură, în general, o doare în cot de planșele lui Anton Schuckerl, arhitectul neamț care a proiectat fabrica. Nu știm cui aparține, dacă a fost vândută sau nu a fost vândută. Cert este că în 2019 au scos Palatul Bragadiru, pe care o să vi-l arătăm la sfârșit, l-au scos la vânzare cu 30 de milioane de euro. Nu se știe dacă s-a vândut sau nu s-a vândut.
locul ăsta nu știm exact. Aici avem 70.000 de metri pătrați, ar fi, sau mai mult sau mai puțin. În jur de 70.000 de metri pătrați măsoară terenul ăsta. Stai să văd exact la ce, la cât era cotat în 2017. Prea există multe informații despre Bragadirul, din când în când mai apăreau știri. Dar ia să vedem exact cât valora terenul ăsta în 2017. Mi se pare nu că e nimic. Nu e nimic. Dacă și găsesc știrea. Era o știre de pe Hot News, acum a dispărut. Normal. Normal că a dispărut. Așa, după o lungă căutare am găsit acea nenorocită de știre de pe Hot News. Îl dăm și sursa. Așa, ia să vedem exact. Cât se vede, se vindea. Cât se vindea, la cât este cota. Ah, tot. 27-30 de milioane de euro. Deci asta era cota unui astfel de teren pe piața imobiliară. Bănet. Nu. În ce an ai spus? 2017 era asta. Piața relativ recent. Am idee. Posibil să fie tot așa. Bun. Și acum mergem în zona aceea unde sunt acei stâlpi de fier. Le veți vedea. Asta e o atmosferă foarte mișto de film post-apocaliptic. Aici zici că ești fie în Mad Max, fie în Johnny Mnemonic. Dacă vă mai aduceți aminte cu Keanu Reeves, Johnny Mnemonic, când își băga ceva în ceafă și se conecta la nu știu ce lume, cyberpunk. Așa. E, și din tot cimitirul ăsta imobiliar, aia a fost recondiționată acum câțiva ani. Nu mai știu exact ce a funcționat în ea. Clădirea aceea. Mai că și de aia s-a ales praful și a fost vandalizat. Când am venit noi să facem cercetare de teren, să vedem ce avem pe aici, e dezastru în partea aceea, acolo. Au vandalizat, au spart petreceri. Legat de ce ziceai mai devreme, se pare că Keanu Reeves joacă în... Ce, în Johnny Mnemonic a jucat? Nu, joacă numai în filme unde își bagă chestii în corp, conectat la... Că și în Matrix era la fel. Seria asta, John Wick, care e mișto. Da, prima parte... Aici e foarte înșelător că mai vorbește lumea de la piață, e acolo, da, aproape. Uite ce mișto, nu l-am văzut data trecută asta cu Didi. Ba da, l-am văzut. Da? Da. Așa, deci am ajuns în acest no man's land aici. Da? Mai rămâne Tina Turner din Mad Max 3 parte, nu? Să apară în țoalele ei de Amazon. Bun, și avem aici o mașină pe care s-a ales praful. N-am idee ce au făcut băieții ăștia aici. Avem acolo un indiciu de posibilă poveste. Așa, cizmuriță de... Cizma Tinei Turner. Cizma Tinei Turner. Nu știm ce a făcut, dar putem să ne imaginăm. Nu? Să ne imaginăm că sunt o sectă de oameni cu un fetiș mai strani, pe care le place să dezmembreze mașini și să lingă piesele sau să le guste. Sau cine știe, să facă tu ce le trece prin cap cu piesele astea. Păi, dar eu nu înțeleg. Toată lumea care vine simte nevoia să distrugă, să spargă, să rupă, să... terminat cu prima parte, primele clădiri. Nici nu știu câte sunt acolo, 2-3, n-am idee, nu-ți dai seama exact. Pare una singură. Și acum suntem în partea cu adevărat istorică a fabricii Bragadir. Astea sunt clădirile vechi. Presupune că și alea sunt vechi, dar astea sunt clădirile industriale. Aici vom găsi cele mai multe relicve de instalații
ale celor care au folosite în fabricarea berii. Dar înainte să intrăm în bijuteriile astea două, hai să mergem să le arătăm ceva foarte frumos, dacă mai este acolo. Acea surpriză. Locul ăsta, din ce pare, cred că aici sunt grajdurile, au fost grajdurile. De fapt, avem două ipoteze. Orice ce vedem aici, acest așternut de paie cu balega aia destul de proaspătă, da? Astea ori sunt vechi de două secole, ceea ce mi-e greu să cred, ori în toți anii care au trecut a mai fost folosit locul ăsta de niște oameni care își aduceau pe aici și țineau pe post. Nu-mi dau seama exact ce a fost aici. Deci, ori a fost grajd, ori peste ani a fost grajd, ori nu știu ce regim a avut clădirea asta. Probabil și oamenii de ce locuiesc prin zona și au adus animalele la păscut pe aici. Avem așa, avem rămășița asta frumoasă din vechea pardoseală. Asta e clar că, eu zic că aici a fost sala de spălare a cazanelor, tocmai arată. Avem faianța originală. Ionuț îmi arată sofisticatele picturi murale pe care un incendiu le-a lăsat pe pereți. O să vedeți în cele ce urmează că pârjolul este ceva trendy în acest loc. Sărmanele clădiri par a fi găzduit un soi de fan club al piromanilor. Asta dacă excludem posibilele întâmplări tragice în care, doborâți de alcool sau de boală, oamenii străzii, căutând aici un pic de căldură la flacăra unor sobe improvizate, au sfârșit carbonizați. Nu am observat detaliul ăsta, abia acum l-am descoperit. Sunt aici niște forme, modelaj, pentru elemente de decor, care făceau parte din zidăria exterioară a berăriei. Nu știu exact dacă, pentru că aici au fost muncitori în ultimii ani, nu știu dacă ei le-au făcut pe astea ca să refacă vechea stucatură, probabil, vechea zidărie exterioară cu elementele decorative originale sau făceau parte dintr-o nouă variantă estetică a clădirii. Hai să vedem aici. Avem niște forme de murăj. Puteți observa aici, avem două persoane. Uite, avem chiar și o bucară. Dar hai să vedem, poate găsim totuși o jumătate de față. Uite, aici sunt trei persoane. Uite, Liviu. Așa, dacă te uiți cu ochiul liber, nu-ți dai seama, dar dacă te uiți pe filmare... Da, se vede bine. Se vede bine, vezi? Știi cu ce seama? La Pompei, când am fost acum mulți ani, erau puși în niște vitrine de sticlă diverse forme din magmă întărită a celor care au fost prinși de valuri de lavă. Și au fost puși așa expuși, pe lângă faptul că este sinistru, era senzația aia de expoziție etnologică, cum aduceau în perioada sclaviei. Da. Până aici a fost în regulă. N-am găsit oaspeți nepoftiți, n-are de noi doi, care doar poftiți. Tot nepoftiți. Așa, și acum vor merge în aceste două clădiri, care sunt cele mai vechi aici, în mod clar. După cum vedeți aici, a fost un incendiu. Oricum, au fost incendii peste incendii aici. Nu știu, că știri n-am găsit, sunt câteva știri despre anumite incidente care s-au produs aici, dar incendiile astea habar n-am de ele.
Și avem aici porțiunea asta, unde a fost un incendiu la intrare, văd că a rămas și vechea faianță, o să vedeți mai bine când intrăm. E, acum vom intra în partea asta cu adevărat de sport extrem. O să vedeți de ce. Probabil am găsit și unul din formele, din modelele făcute în formă acolo. Nu? Nu pare? Da, da. Iar astea sunt toate elemente decorative pe care le-am dat jos de pe pereți, oxigenat. Sau au căzut la incendiu. Sau au căzut la incendiu, sau au venit cu tremur, a fost. Sau au luat cu tremur, așa. Dar nici nu fi făcute. Lipsos, cred. Lipsos, nu știu, rigips, ce? Totuși, ironia sorții ce am constatat aici. E mai curat decât în sectorul 1 din București. Clar. Și totuși, uite, avem o urmă certă de civilizație, pentru că avem capcane de șobolani aici. Ar fi frumos să fie și ceva la urmă. Nu cred. Am ajuns în sala asta foarte interesant, am văzut-o și data trecută. Nu știu exact ce a fost aici, oricum a fost un incendiu mare aici. Dar tapetul, cred că este cel original posibil. Deci nu știu exact, e posibil să nu fie cel original. Am avut faianță și peste am avut un tapet. Cine știe când a fost ăsta a fost, dar oricum bun tapet pentru că a rezistat la incendiu. Așa. Iar aici, în partea asta, avem un covor. Un covor persan care e tare ca o tablă. Ia stai un pic tot de la o parte. Avem aici. Senzația mea este că asta a fost un soi de sală de protocol aici. Imaginați-vă că stătea Emilu Marinescu, Braga Ghiru și aici vedem un partener de afaceri sau diversi potentați cu care avea diverse combinații financiare, nu? Stăteai aici, ți se ducea, te stai puțină bere Braga Ghiru, cam așa, nu știu de ce a fost. Dar mie așa însumă la sală de protocol, după cum arată, da? Pentru că este totuși. Este această imitație neoclasică, noi porumbei influenți. Mai avem niște elemente decorative pe aici, pe jos. Bun, și avem evident aici cineva care s-a jucat. Oricum e plină clădirea de zvastici și de stele ale lui David și de alte mesaje naziste. Majoritatea treptelor au fost parte de muncitori. În unele locuri nu există decât niște cioturi care te invită să cazi în gol. Cu cât urci, cu atât hăul începe să-ți joace sub picioare ca un pendul. Exagerăm? Nu prea. Știu, pare că ne cățărăm ca niște sugari, dar credeți-ne, se simte altfel pe viu. Iar plasa aceea nu e atât de sigură pe cât pare.
Uite, o să încerc să măresc până acolo. O să încerc să măresc până acolo. Fondată în anul 1894. Da. Se vede. N-am idee. Oricum, era clar că veneau niște conducte la ele și asta duc undeva... Ori sunt bazine de fermentație, ori fierbea hameiul aici. Cred că putem să ne luăm lucrul ăsta de aici. Și aveau pe sus, erau hornurile unde ieșeau aburii. Sunt imense înăuntru living. Bă, da, este. A, uite. Stai așa, stai cam asta. Uite ușița acolo. Uite. Ne putem închipui ce vânzoleală era în anii de gloriei fabricii prin acest labirint. Muncitori răpciugoși, duhnind a transpirații cu salopetele murdare de păcura folosită în hala de smoli butoaie, alții cărând în lăzi piese de schimb pentru cazanele cu aburi, sau gestionare alergând între etaje cu registre pline cu liste de achiziții pentru dogăriile afectate de igrasie. 380 volți, nu? Da. Exact, volți. Volți. Ionuț insistă să ajungem în pod, în podul surpat. Și a găsit scara asta a familiei Flintstone. Nici măcar nu are trepte, este vai de mama ei. Stai să te ajut. Ține tu că ridică pe mâine, mai lungi. Ține. Tăte, lasă-o. Eu nu-ți cred că îți iese un performance bun, dar nu cred că ajunge acolo cu treptele alea. Cum? Treptele alea șubre de tare, mă, să cazi. Asta este. Până ajungi la ultima treaptă acolo, ca să-ți mai iei o voltă. Păi mă, că n-ai cum, nu vezi, după aceea mai trebuie să faci iarăși un salt mortal până sus. Ce vrei, vrei acum să încropești, să scapă pe aici niște cuie? Nu, niște cuie, nu mă uitam de ceva să poșesc. Mai ții minte serialul MacGyver din anii 90? Da, MacGyver, da. Băi, să nu cazi, că n-am, nu vreau să te trăsc pe aici să facem operațiuni de prim ajutor. Gata, foarte bine. Ajungi. Și s-a lăsat pe gubaș. Suntem în subsolul ultimului corp de clădire. Iată un loc ideal de sejur pentru o sectă sinucigașă. Dacă sunteți pasionați de reverii horror, puteți face aici o cură pe cinste. Veți simți în inimă bătăi de tobe africane. Parcă aud în difuzoare vocea unei recepționere de sanatoriu zicând: Domnul și doamna Ivănescu, sunt așteptați la cursul de strangulare cu camlul.
domnul și doamna Ivănescu sunt așteptați la cursul de strangulare cu cablul. La un etaj am dat peste această cameră, baricadată pe jumătate de o ușă masivă de lemn cu armătură de fier. Înăuntru, conservată ca într-un muzeu al războaielor civile, ne aștepta o locuință improvizată, acum părăsită. Pe o latură se puteau observa rămășițele unui șemineu fals, iar pe pereți tronau două mesaje cât două biografii. Ana, am plecat, sună-mă pe numărul vechi. Ce s-o fie ales de Ana? Ce s-o fie ales de cel cu numărul vechi? Ne apropiem de final, de plafonul norilor. Dacă nu ești atent, te poți lovi aici cu fruntea de un satelit Google. Dar înainte de a ne încheia periplul, trebuie neapărat să vă arătăm ceva. Numiți-o premoniție. Premoniția unui dezastru aflat nu la mare distanță în viitor. O crăpătură mai mult decât sugestivă. Iată. Vezi că arată, pare delta vietnameză de asta. Numai bună de luptat cu Vietcong. Dumitru Marinescu Bragadiru a murit în 1915, în urma unei crize cardiace. Din acel moment, soarta averii sale începe să devină fragilă ca un fir de paie. Fabrica a fost plimbată prin familie, apoi confiscată de comuniști, după care înhățată în vremea privatizărilor sălbatice de după 1989 și trecută din mână în mână până la statutul ei de astăzi. O fantomă imobiliară care așteaptă un final apoteotic. Producerea unei tragedii.